Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Sin și vă invit la o nouă ediție a emisiunii News Express, la care îl avem ca invitat pe vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian Petre. Bine ați venit în emisiunea noastră! Bună ziua, vă spun și eu, mulțumesc mult de invitație, salut telespectatorii dumneavoastră și pe toți cetățenii județului Buzău. Domnule Petre, în ultima perioadă, ca urmare a cazurilor de coronavirus raportate de către Direcția de Sănătate Publică Buzău, am înregistrat mai multe focare în unele instituții publice. Vorbim aici despre poliție, Spitalul CFR, chiar DSP, Maternitatea Buzău și, nu în ultimul rând, Biblioteca Județeană. Considerați că este o situație oarecum scăpată de sub control? La ce se întâmplă în ziua de astăzi în țara noastră nu este o situație scăpată de sub control, se poate întâmpla oricui și vedeți, oricât am încercat noi la nivel județean, totuși trebuie venit cu niște măsuri de sus, de la guvernanță. Din punctul meu de vedere, dacă în lunile martie și aprilie am fost în stare de urgență și am avut niște măsuri mai drastice, acum această relaxare era și firesc să vină cu aceste cazuri ridicate de coronavirus. Din păcate, noi trebuie să avem grijă și populația trebuie să fie educată să înțeleagă acest lucru și să încercăm să ne protejăm noi, în primul rând pe noi și apoi pe cei din jurul nostru. Dacă noi nu respectăm, și ați văzut, foarte mulți cetățeni, mai ales tinerii, nu înțeleg și multe instituții nu vin și sau pe stradă să poartă mască sau să se protejeze, noi trebuie să venim și ăsta este rolul nostru, să-i prevenim și să-i facem să înțeleagă acest lucru. Știți că oamenii de la o vreme sunt oarecum sceptici în privința acestui virus, existența acestui virus mai exact, asta în contextul în care apar anumite declarații contradictorii la nivel central. Cred că fiecare din noi a avut o temere de acest, dacă există sau nu există. Dacă într-adevăr, pentru că orice gripă am avut-o toți. Și dacă luăm istoric, în anii trecuți au fost foarte multe viroze și în perioada, mai ales în perioada de toamnă, iarnă, primăvară, cred că toți am fost bolnavi și am avut o gripă poate care se manifesta mai greu sau mai grav decât să manifestă acest coronavirus. Această temere, din punctul meu de vedere, cred că apare din rândul multor persoane care sunt asimptomatici. Domnule, este adevărat acel test? De ce este asimptomatic și de ce îl ținem în spital? De aici cred că au plecat toate discuțiile și oamenii nu cred în acest lucru. Dar eu vă spun că nu este chiar așa. Am foarte mulți prieteni care au fost infectați cu acest virus și nu este confortabil să ai acele frisoane și să stai prin spital. Cred că mai bine ar fi să înțelegem, să ne protejăm, să nu ajungem acolo. Da, cum a spus și dumneavoastră, de ce nu cred oamenii în el? Pentru că nu există nicio comunicare bună din partea autorităților, probabil și zic aici la nivel național. Când tu ca și guvernant vii și impui niște măsuri populației și tu intri în birouri fără mască și stai la chefuri și asta, îți dai seama că lumea nu mai crede. Și cred că de aici au plecat toată această lipsă de neîncredere a populației și pentru că nu există acea comunicare și acea educație a populației pentru acest sens. Pe de altă parte, mai este și acea perioadă de saturație pentru oameni. S-au săturat oamenii. Știți că a fost starea aceea de urgență, nu ieși din casă, nu... Da, măsurile au fost foarte drastice. Măsurile au fost foarte drastice, din păcate nimic nu este la fel și dacă eram obișnuiți cu alt stil de viață, mai ales ne aflăm în perioada concediilor și toți își doreau să plece în diverse locuri. Da, viața a fost dată peste cap. În străinătate, viața a fost dată peste cap. Și obligativitatea pe aceste călduri să porți mască nu este foarte confortabil, dar absolut este un sistem de protecție. Apoi să tot timpul și cheltuielile în plus care sunt pentru fiecare familie cu măștile, cu aceste materiale de protecție, dezinfectant și mănuși, nu mai este la fel pentru că nu și pe stradă și mijlocul de transport în comun și acum cu aceste măsuri pe plajă, bine am înțeles că s-au retras aseară cu șezlongurile, sunt foarte mulți tineri care nu sunt căsătoriți, dar nu exact. Poți să-i obligi să stea la 2 metri că merg împreună pe plajă. Eu corect. Zic că specialiștii trebuie să gândească un mod mai aplicat și trebuie să fie mult mai real față de ce se întâmplă astăzi cu populația României. De la debutul răspândirii acestui virus în județul nostru, avem, să spunem așa, zone roșii,
Da, adică da. Localități în care s-au înregistrat cele mai multe îmbolnăviri, dar și zone din județ în care autoritățile nu au raportat cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus. Cum se explică asta? Eu nu am informații ca anumite autorități să nu fi raportat. Eu știu că au raportat sau nu au știut de aceste lucruri, dar sau poate nu au raportat la timp. Dar nu știu ce să vă răspund la această întrebare. Este, cum vă spuneam mai devreme, tot o lipsă de comunicare și noi nu am fost pregătiți pentru acest virus. Vă referiți la noi în general românii sau la românii, nivel de județ? Nu, la noi românii. La nivel de județ am avut un mare noroc pentru că am fost, țineți minte, o perioadă de, dacă vorbim de această pandemie, de 6 luni de zile, aproximativ 4 luni de zile am fost cu numărul cel mai mic de infectări și am reușit în această perioadă să ne luăm măsuri și le-am luat măsurile, dar n-aveam ce să facem atât timp cât alții din alte județe au venit, legislația le-a permis și apoi au infectat și populația județului Buzău și mai ales în spital, cum am spus și dumneavoastră. Dar cred că dacă noi eram un pic mai implicați și mai comunicativi, cred că nu ajungeam la acest lucru. Știți că spitalul CFR a devenit oficial unitate COVID. Da, da. Ce va însemna acest lucru pentru oamenii care au nevoie și de alte tratamente, nu numai despre COVID vorbind aici. Știți că sunt oameni cu afecțiuni. Într-adevăr, eu zic că nu județean. Sunt... va fi același regim ca la Spitalul Județean, ca la Policlinica 23 august și oamenii vor veni cu programare, vor veni cu... vor completa acel formular, li se va lua temperatura și vor intra, nu o să mai intre cum erau până acum, fiecare cum vroia. O să intre cu programare și cred că este și un lucru foarte bun. Nu avem ce face. Pe lângă Spitalul CFR, Spitalul Județean este foarte plin. Spitalul Arămnicu s-a arătat la fel. Era singura oportunitate. Spitalul Vârlaj la fel. Uitați-vă că și cel este foarte plin. Din păcate, numărul crește. Eu cred că până la urmă guvernanții ar trebui să ia o măsură cu cei asimptomatici. Adică ești asimptomatic. Eu am un prieten bun pe ambasadorul României în Luxemburg, a fost confirmat cu COVID chiar în prima parte, în luna martie și a fost tratat acasă. Uh-huh. Bun, pentru că nu avea foarte simptomele foarte mari, nu trebuia să fie la ATI și a putut fi tratat acasă. Eu același lucru aș face astăzi, dar bineînțeles, poate specialiștii știu mai bine și există și această lipsă de neîncredere. De ce am ajuns în situația asta și foarte mulți carantinați nu cred că au stat exact în izolare sau în carantină și nu au avut contact cu alte persoane. Iar acele persoane se transmită la rândul lor mai departe virusul. Ne putem aștepta la o măsură a carantinării unor localități la nivelul județului nostru, în cazul în care astfel de cazuri tot cresc? Conform hotărârii Comitetului Național de Situații de Urgențe, permite Comitetul Județean de Situații de Urgențe să carantineze situații. Dacă sunt localități unde numărul de cazuri va crește, cu siguranță, cum a fost cartierul Poștă, cum a fost localitatea Râmnicelu, bineînțeles, și este și o măsură de protecție a restul localităților. Cu siguranță ne putem aștepta, depinde de numărul de cazuri și depinde de noi. Dacă noi respectăm acele măsuri, nu vom avea probleme. Dar, din păcate, ați văzut, sunt și oameni care nu respectă și vă spun, uitați-vă ce se întâmplă la litoralul României, unde nu se respectă aproape nimic. Și cred că dacă intră cineva și testează toate persoanele care sunt pe litoral României, cred că mai mult de jumătate ar putea fi infectate cu acest virus. Important acum, simptomele care sunt ale persoanelor. Dacă ai simptome, vii, te testezi singur și apoi trebuie să declari cu cine ai mai intrat în contact. Dacă nu, poți să ai acest virus și să nu știi. Eu sunt convins că ori l-am avut, ori l-avem, ori o să-l avem. Și trebuie să ne învățăm să trăim cu acest virus, pentru că încă până nu apare un vaccin sau până nu apare alte măsuri, nu cred că vom reuși să trecem de această perioadă. Da, e destul de dificil. În perioada pandemiei, în care ne aflăm de altfel, ați efectuat o serie de controle la transportatorii județeni pe unele rute. Știu că atunci, pe durata stării de urgență, în urma acestor verificări, au rezultat, bineînțeles, și amenzi către acești transportatori.
Au fost situații în care s-a impus ridicarea licenței vreunui astfel de transportator? Nu, pentru o asemenea situație nu se ridică licența de transport. În schimb, au fost amenzi date de poliția, inspectoratul de poliție județeană pentru nerespectarea numărului de călători din cadrul Consiliului Județean, pentru nerespectarea numărului de călători. Numărul de călători trebuie respectat tot timpul, nu numai în perioada stării de urgență sau stării de alertă, și operatorii de transport nu au respectat acest lucru. De ce? În această perioadă, pentru că elevii nu au mers la cursuri și au fost și navetiști care au stat acasă, în concediu, un 75%, situațiile care au necesitat, mai ales că foarte multe firme și-au încetat activitatea pe această perioadă. Am venit și am modificat programul de transport și am mai redus din curse și am lăsat doar cursele pentru navetiști și cursele care erau într-adevăr rentabile și trebuiau să fie necesare. În schimb, operatorii nu au respectat, pentru că atunci, în momentul când sunt cursele pentru navetiști, trebuia să vină cu un autobuz de rezervă ca să fiecare cetățean să fie pe scaun, adică fiecare călător trebuia să fie pe locul lui. Ei nu au respectat această măsură, au venit cu un singur autobuz, nu a intrat bulul când autobuz trebuia să vină la serviciu sau să se ducă acasă, că nu avea ce face, și noi am venit împreună cu inspectoratul de poliție și am efectuat controle, plus au fost și multe sancțiuni. De ce? Pentru că nu respectau numărul de călători impus pe scaune, pentru că nu aveau mască și inclusiv anumiți cetățeni au fost amendați de către poliția județeană pentru că nu purtau mască și nu se protejau, plus la bordul autovehicului șoferul trebuia să aibă acel dezinfectant, trebuia să dezinfecteze după terminarea cursei autobuzul și aceste măsuri nu erau respectate. Și au fost efectuate controle și măsurile au fost prin amendarea operatorului de transport. Bun, în perioada următoare s-au mai făcut astfel de controle? Adică se continuă această acțiune? Se continuă. Din păcate am avut o perioadă de 3 săptămâni în care legislația nu ne-a permis să efectuăm aceste controle pentru că unor guvernanți au modificat legea. Din punctul meu de vedere, în stare de urgență și stare de alertă nu trebuie să modifici legea, trebuie să o lași și după. Dar în guvernul Dăncilă a venit cu, ca să vă explic, să vă fac o radiografie a programului de transport. În 2013 s-a votat programul de transport și operatorii privați au primit licență pe traseele județene. Bun. Acest program expira în anul 2019. Pentru că operatorii nu erau pregătiți, s-a schimbat legislația europeană, guvernul Dăncilă a prelungit până în anul 2023 licențele și programul de transport. Okay. Din punctul meu de vedere, era prea mult, pentru că acești operatori care au câștigat licențele de transport și traseele în anul 2013 veneau cu niște autobuze din 2008. Vă dați seama că foarte învechite și de asta, din această cauză, și cetățenii au venit cu foarte multe, și noi am efectuat foarte multe controle și cetățenii au venit cu foarte multe sesizări. Dar asta era legislația. După aceea, guvernul Orban a venit și a abrogat această ordonanță și a transformat transportul privat în transport public. Apoi iar s-a abrogat, a picat în Parlament și tot așa de vreo 3 luni de zile, tot stăteam din două săptămâni, noi schimbam legile și nu știam ce se întâmplă. În schimb, alaltă ieri a trecut ordonanța 70, ultima dată de guvernul Orban, a fost aprobată de Camera Deputaților, care este Camera Decizională, și de acum înainte noi putem face contract de delegare a gestiunii și să facem cu modificarea programului de transport până în anul 2020. Când vom veni cu un alt program și cu licențele cum trebuia să fie în anul 2019. Asta înseamnă că noi avem mai multe atribuții, noi Consiliul Județean, în față de acești operatori județeni, și aici vorbim doar de operatorii privați, nu vorbim de asociațiile de dezvoltare. La nivelul județului Buzău, noi avem în 3 capitole împărțit acest transport. Este vorba de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, cu localitățile în vecinătatea municipiului Buzău, care merg cu operatorul transport. La Râmnicu Sărat, Asociația
de dezvoltare a atras cu patru localități din jurul localității Râmnicu Sărat, care merg cu operatorul TUC și operatorii privați care merg pe traseele județene. Noi avem trei puncte, un punct cu autogară la Râmnicu Sărat, unde împreună cu domnul primar Sorin Cârjeanu o să inaugurăm, cred că în două săptămâni, o autogară lângă gară și va fi un punct, pentru că și aici aveam o problemă a transportului, că nu aveam un punct de unde de plecare. Tot timpul autogara era la distanță de gară. Eu am zis și sunt adeptul, domnule, autogara trebuie să fie lângă gară ca să faci nodul comun cu toate mijloacele de transport. Că vii de la tren, te-ai suit în autobuz, exact, și ai plecat. Avem la municipiul Buzău două autogări și la Pătârlagile, la fel, o să apară exact lângă gară o punctă, o autogară mai micuță pentru a deservi zona de munte a județului Buzău. Uh-huh. Ați mai se înființează o linie importantă de transport județean, care reprezintă totuși o veste bună pentru locuitorii din mai multe localități. Când anume va deveni funcțională și ruta exactă? Noi, efectuând acum analize pentru programul de transport viitor, am analizat și nevoia cetățeanului și am văzut, domnule, ce nevoie au cetățenii, unde trebuie să ajungă. În afară de, până acum era o cutumă și fiecare cetățean trebuia să vină de la localitatea de unde avea domiciliu, în municipiul Buzău, probabil doar acolo unde muncea. Sau la localitățile în vecinătatea Râmnicu Sărat, la Râmnicu Sărat sau la Pătârlagile unde era nodul. Dar mai sunt și alte nevoi și acum înființăm, scotem la licitație o rută care va deservi locuitorul din zona de sud a județului. Este vorba de la Amaru, Glodeanu Sărat, Glodeanu Siliștea, Scuteni și Pogoanele, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care sunt arondați la judecătorie, la fisc, la trezorerie, la Pogoanele. Cum este la Pătârlagile, de fapt, toți din zonă vor să vină la Pătârlagile și au mijlocul de transport. Plus că am datorită unor sesizări din partea cetățenilor și, după cum probabil ați aflat și prin la dumneavoastră canalele de informare, noi am reușit să reabilităm drumul județean care face legătura din zona de deal, comunele Pietroasele, Breaza, Năieni, cu satul Fințești, la Mizil. Sunt foarte mulți cetățeni din această zonă care lucrează la un operator foarte important din zona Mizilului și nu aveau mijloc de transport în comun. Iar noi acum o să am cerut la Autoritatea Rutieră Română și o să înființăm această cursă, mai ales că drumul este reabilitat. Drumul trebuia reabilitat, deci 63 de ani nu a fost reabilitat, a fost o promisiune de-a noastră, am reușit în sfârșit să-l reabilităm și acest drum, în afara faptului că deservește nevoia cetățenilor care merg la serviciu sau merg la piață, la cumpărături, la Mizil, va deservi și turismului din zonă, pentru că sunt foarte multe crame, vin foarte mulți turiști pentru degustări, vrem să dezvoltăm zona viticolă a județului Buzău și mai ales în zona Năienului avem o biserică din piatră și satul Dacic acolo, unde au început foarte mulți turiști să vină și trebuie dezvoltat și zona turistică. Este un obiectiv al nostru, al Consiliului Județean, să reabilităm infrastructura rutieră și apoi să dezvoltăm agroturismul și turismul din județul Buzău. Pentru că avem cu ce să ne lăudăm. Noi, ca și județ, probabil cetățenii județului știu, dar îmi place să o repet, avem toate formele de relief și suntem împărțiți în 33% deal, 33% câmpie, 33% munte. Adică, având toate formele de relief, având niște trasee foarte frumoase, putem face oricând concurență pentru Valea Prahovei sau pentru alte zone frumoase din țara noastră. Așa este. Sunt multe zone care practic au fost, să spunem, uitate sau nu au fost deloc uitate, vizitate, pentru că nu putem spune uitate, pentru că toți știam și cei care au fost la conducerea Consiliului Județean, dar așa au fost posibilitățile. Iar acum, prin aceste programe europene, programe guvernamentale, având și acum trebuie să recunoaștem, noi am avut un mare noroc cu domnul președinte Ciolacu, care, având o funcție importantă în
la București, a venit cu foarte multe, a pompat foarte multe proiecte pentru județul Buzău. Și vedeți, cine nu observă, cine nu merge prin teritoriu, nu observă că s-a asfaltat foarte mult, fiecare localitate lucrează și, în primul rând, aproape toate localitățile au apă, canalizare mai mult de jumătate, venim cu asfaltul și o să vedeți că avem un master plan, Consiliul Județean are un master plan pe dezvoltarea de gaze naturale. Da, apropo de acest proiect, în ce stadiu se mai află? Haideți să vă spun. În 2011 și 2016 s-au construit aproximativ 12 km de rețea pentru distribuția gazelor. Acum, probabil, cu toții știm, Transgazul a venit cu o altă magistrală care va lega municipiul Buzău, localitatea Mărăcineni și localitățile Săpoca Cerăceni. Se extinde în zona Verneștiului, pentru că nu toată localitatea Vernești, toată comuna Vernești era aruncată cu gaze naturale, se extinde către Tisău, pentru că acolo există la Bărbuncești o rețea, dar în câțiva ani nu o să mai aibă presiune foarte mare. Noi, Consiliul Județean, împreună cu Transgazul, avem un proiect comun prin care am înființat o asociație de dezvoltare intercomunitară, Progras 2019, unde au rondat 73 de localități, pentru că restul au gaze. Sunt și localități din județul Buzău care au gaze naturale complet toate satele, toate locuințele. Noi l-am împărțit în trei etape. Prima etapă, acolo unde magistrala există și trece prin comună, unde se poate lega foarte ușor. Următoarea etapă, în zona de câmp, zona admisibilă, unde putem Transgazul să vină cu magistrala și vorbim aici de Merei până la zona Naieni, cu localitățile Dealul Viei, Gura Sărății, Pietroase, Reaza, Naieni, Fințești și meargă până la Mizi. Și ultima zonă, zona de munte, Lopătar, Brăiești, Gurateghi, unde momentan cetățenii se alimentează prin cu lemne și au posibilitate mai ușor de a accesa aceste lemne și în curând trebuie să ne gândim și pentru aceste localități, pentru că există un proiect la nivelul Uniunii Europene de interzicere a tăierilor de păduri pe o perioadă de 5 sau 10 ani și atunci noi trebuie să venim cu alternative. Alternativa este gaze naturale. Momentan noi, prin acest master plan, s-a și deschis o zonă, o axă pe fonduri europene, unde câteva comune o să acceseze, care sunt mai avansate cu studiul de fezabilitate, o să acceseze pentru alimentare cu gaze, iar apoi noi, Consiliul Județean, venim și facem studiul de fezabilitate pentru fiecare comună, vedem strategia pe fiecare comună, ca într-un viitor apropiat ca foarte multe localități să beneficieze de această alimentare. Spuneați de unele localități care sunt mai avansate în cadrul acestui proiect. Care sunt acestea? Sunt mai avansate pentru că au conducta prin localitate și din această cauză, să nu se creadă că unii mai deștept și altul mai... Nu în sensul ăsta. Bun, sunt avansate că deci Comuna Valea Râmnicului, Râmnicelu, Săgeata, Ghereseni, Smeeni, Stâlpul, Costești, sunt avansate pentru că având Gălbinaș cu extindere, având conducta în comună, au făcut aceste proiecte. Restul, unde nu au magistrala, s-au gândit și de-abia acum Transgazul trebuie să vină cu magistrala și apoi noi prin Consiliul Județean să facem studiu de fezabilitate și să ne gândim în viitorul apropiat și în aceste localități. Cam în cât timp ar urma să fie... Nu pot să vă dau un termen, pentru că nu depinde numai de noi. Vedeți și dumneavoastră, birocrația asta din România ne omoară un pic și un proiect ca să-l încep și să-l termin durează până faci proiectul, până scoți la licitație studiul de fezabilitate, DALIU, scoți la licitație proiectul tehnic. Apoi vedem, ai sursa de finanțare, după, avizele, se întârzie, cred că foarte mult timp, jumate din perioadă ți-a înainte până să începi proiectul, lucrarea propriu-zisă. Știți, nu mai răspuns până la urmă la această nouă rută de care spuneați intrajudețeană. Când anume intră în... Noi am scos la licitație, sperăm în maxim 30 de zile, 45 de zile, dacă nu vom avea contestații, să intrăm cu această nouă rută. Iar celălalt, cealaltă legătură? Cealaltă legătură spre Mizil, tot la fel, maxim, dau un termen de maxim 2 luni de zile, pentru că am făcut solicitare la Autoritatea Rutieră Română și ei trebuie să
să ocupe, pentru că este traseu interjudețean, deci nu face, este în responsabilitatea Consiliului Județean, e pentru că noi ne ocupăm doar de cursul în interiorul județului. Fiind o cursă între județe care leagă județul Buzău de Prahova, se ocupă ARR-ul, dar noi avem o colaborare foarte bună cu ei și cred că timpul cel mai scurt o să avem și această nouă rută. Plus că ne gândim și așteptăm orice sugestie pentru și alte rute. În programul de transport viitor o să ne gândim să avem un program foarte util și foarte astăzi numărul de locuitori nu mai corespunde cu cel din 2013. Nu mai corespund nici numărul de navetiști. Nu ne-au și la pensie, alții au plecat prin străinătate să lucreze. Plus că așteptăm să vedem, începe anul școlar, nu începe anul școlar, trebuie să venim cu modificare. Dacă începe anul școlar, în ce condiții începe? Dacă, pentru că sunt foarte multe școli care au clase cu 35 de elevi, este posibil noi le reguli să nu ne mai permită 35 de elevi într-o clasă, să ne permită 20 de elevi. Numărul de clase este același, a fost până acum, s-ar putea să copiii să învețe în schimburi. Noi trebuie să ne gândim și să venim cu programul de transport ca acei copii să aibă posibilitatea nu să vină la 8 dimineața și să înceapă cursul la 12, să stea prin oraș, să aibă cursul la 12. Noi întâi trebuie să ne luăm, să strângem aceste date și apoi să venim cu modificarea program de transport. Da, ar fi programul profesorilor, să vedem ce profesori mai sunt care fac naveta, deci sunt mai multe date, plus că am făcut și o adresă și la statistică și la societățile mari din municipiul Buzău, da. Să ne spună numărul de navetiști, cum lucrează, pentru că și acum regulile se schimbă, lucrează mai mult în schimburi, nu ai voie să intri foarte mulți într-o încăpere și trebuie să vă adaptați din mers. Ne adaptăm din mers, dar vedeți că foarte multe decizii care sunt valabile astăzi, mâine nu mai sunt valabile și noi trebuie să ne adaptăm, să schimbă, pentru că asta este, situația impune acest lucru. Da, e destul de dificil să te adaptezi situației până la urmă, pentru că în permanență se schimbă. Dar ar fi mult mai multe de discutat, domnule Petre, dar din păcate timpul nu ne mai permite. Vă mulțumim din nou pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc, oricând în fața dumneavoastră și în fața cetățenilor Buzău, eu spun să aibă încredere în noi și orice situație intervine la nivelul localităților respective, să nu ezite să ne contacteze prin intermediul dumneavoastră sau pe noi direct. Pentru că vom sta la dispoziție și încercăm să rezolvăm toate problemele. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii News Express. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.